coborât de pe centru istoric și am venit la biserica asta, că am văzut că e cunoscută și în planul de GPS și să văd de ce așa e cunoscută. Și am zis că o filmez separat, cât e ăsta, nu contează, dar vreau să o filmez separat, că are o istorie, presupun, nu știu. Am terminat filmările și pentru TikTok, cum am chinit cu mizeria de stativ. Ăla era bun, dar nu uit pentru telefonul meu, ăla era mic. Vedeți, acolo, stai, că pare pe partea asta, că văd, dar nu se vede, deci. Mi-am schimbat căciula care era călduroasă, uite ce frumoasă, ce frumoasă fântână. Și mi-e misete. Credeți-mă că mi-e misete. Versus secol 1900, oh, come on, nu începe cu 1900, tati, că deja e miroasea primul război mondial. Te rog, lasă-mă, tati, cu 1900 și cu combinațiile. Da, oare mere bine ceasul? Mere bine ceasul? No. Ba. Ăsta din 1300. Ah, dar lisește niște litere. 13-a 2-a 1521. Ah, come on. Băi, dacă cum erau îmbrăcați popii atunci. Mamă, aveau pe ei. Ei erau, nu? Jupânii statelor, jupânii totului. Asta e din ce ani biserica. Lasă-l pe el, să vedem biserica. Nu cred, secolul 15, mi se une Paulina. Nu, stai când uităm în fișier. Ăla din 1504, avea pe cap tot felul de manevre. Uitați, ăsta, pe ăsta l-am filmat. Ăsta, ăla. Și ăsta, îi... Ăla. Ia să vedem ce zice de mare. Traducem. Din secolul 20, church. Construction of Church of St. Pierre last from the end of the 18th century. Century about the middle of the 20th century. În anul 1800, cum am zis. Viitorul fadere de nou proiectă să ne ceram închivir. Am înțeles că nu e problema de asta. Dar e o poveste a lor, 1585. E povestea lor, nu mă interesează. Povestea mea, de asta am venit eu, să-mi o fac eu. N-am venit să caut poveștile altora, am venit să caut răspuns la poveștile mele. Și răspuns la poveștile mele le găsesc doar aici. Pentru că fiecare a avut anumite... Nu vorbeau de oameni săraci, cum nu vorbi de Tesla. Nu. Vorbeau de cei bogați, vor să margă pe manevre. Asta e biserica din anul 1800. Priza vă că e acolo. Nu stau. Uite. Marmură. Nu e marmură, e placată. Sunt curios. Placată, da. Asta e lipită, siliconată. Din asta făceam și eu în Anglia. Măcar dacă puneai colțul pe colț, arăta mai frumos. Așa ai făcut bordura, așa ai făcut... Și așa era mai frumos. Și așa e ok. Asta e biserica. Era 1800. I-a spus că eu nu caut răspuns la trecutul lor. Eu caut răspuns la întrebările mele legate. Ce caut eu pe planeta asta? Cine sunt eu? Care e rostul meu pe această planetă? Uitați-te ce frumoase, mă. Wow, ce frumoase. Mor după picturi. Asta e pictura. Asta nu e poster, asta nu e nouă. Foarte frumos. Biserica din... Ai, mă, că nu știu biserica, mă. Dai seama, mă. Și vreau să-mi aduc aminte, mă, Geo mare, Goga mare, ceva cu Goga mare, hai că vedem pe GPS, vezi, mai nu țin un minute, Grota mare, foarte frumos, Grota mare, uite și unul acolo, am să zic, mi-am lăsat ceva la intrare, nu mi-am lăsat nimic, deci la mic cap telefonul meu aici, uite, de acolo mă duc, mă duc până acolo să, da, păi, ce mi-a face, mi-a schimbat căciua pe la căldură. Mă duc până acolo, dar ce mi-a face? Zic, am pe aici, cel băus. Aia că... Sfânta Maria cu... Gata, cred că vine cineva. Aici Mr. Pupitru. Cartea deschisă la... 10-20-26. Septimana. Dar nu scrie, dar 9-5-7. 62, din ce parte?
ce parte? Nu înțeleg cum e de numit, de Venglo, de Senc, a, de Luca. De Luca, băieți, aici citeau băieții astăzi pe data de 5. Data de 5, astăzi, octombrie. Băieții astea citau. O, cama, și pe ăsta l-ai pus mă cu fotbalistul ăsta. Ăsta-s eu, mă. Ăsta-s eu, tătucă, cu geanta în spate. Come on! Ăsta-s eu, că mânăs părul mare, așa mi se face, creț, mă. Ăsta-s eu, ăla, cu iPhone-ul. Păi, ești prost cu iPhone-ul ăla. Come on, ăsta-s eu. Nu e seva, tătucă. O, come on, this is my... Ăsta-s eu, mă. Cu geanta în spate, iPhone-ul în mână. iPhone are. Da-ți. iPhone în mână. Come on. Pe cum? Ce cauți ai, mă, tătucă? Păi cum facem noi? Păi eu mă duc, tati, tu rămâi, nu știu ce treabă ai tu, tati, tu ești cu alt drum. Uite, cu Adidas din așa am avut și eu. Și din așa Adidas, tricou roșu am avut, pantaloni alb n-am avut. Uite, magabontul e aici, nu? Asta e, tătucă, tu ai treaba ta aici, a mea e să văd toată lumea, tati. Aici, alt tablou. Cum erau atunci învățăturile oamenilor și cu... Atunci nu erau haine, pelerine. Pelerina te definea, n-ai voie. Era pe grade pelerinele, roșii, alea. Știu și povestea pelerinelor. Nu avea voie oricine să le poarte. Nu avea voie oricine să le poarte. Erau pe grade. Roșii, clasa de sus, negre, clasa de jos, maro, clasa aia altă. Și uite așa, fiecare avea o clasă de purtat pelerine. Atunci se cunoștea oamenii după îmbrăcăminte. Le fac la fel și acum. Dai seama după îmbrăcăminte, cam cine e fiecare. Dai seama gustul la haine, dai seama la ala și cam îți dai seama cine e. Eu cel puțin așa îl eu îmi dau seama. Uite, asta e biserica. O să fie doar o filmare cu biserica. Așa se numește Grota Mare. Așa și o pun pe filmare. Păcat să nu fi filmez, mai ales că... m-am gândit eu că am uitat eu ceva, mă. Măi, ce Dumnezeu am uitat? Da, păi vezi dacă am venit înapoi aici. Fi plecam. Bine, vineam înapoi. Da, asta e biserica din Grota Mare, băieți. Și se dau o filmare cu ăsta la telefon exact de 3 secunde. Mamă, numai baterie. Măcar 3 secunde, mă. Please, 3 secunde. Gata. I-am dat 3 secunde ca să o postez, ca fiind în... Deja am învățat, deja încep să învăț să fac subliniare la fiecare, că eu n-am fost învățat, eu învăț acum. Învăț așa în fiecare video, învăț să fac mai multe sublinieri la anumite chestii, pentru că la început am fost începător. Și acum mă numesc începător, dar acum sunt un pic mai avansat. Da, cam asta e problema bisericii, băieții. Am ieșit un pic afară, acum să mă duc un pic la partea asta, să văd și acolo ceva. Sau numai turnul. Asta era numai turnul. Chiesa San Pio, al cincelea. Din secolul al XVIII, secolul XX, 1800, anul 1800. Deci, anul 1800, exact după... primul război mondial era anul 1800. Era și primul război mondial. Anul 1800, cam atunci. Bine, primul război mondial a ținut ani de zile. Vietnam, 22 de ani a ținut. Și multe. Uitați, cam ăsta e. Ăsta e orașul, băieți. Am zis că o dăm de 9 minute. Acum mă duc în direcția la drum. Mă duc pe drumul ăsta, uitați, foarte aglomerat. Vedeți? Și mă duc pe celălalt drum de lângă plajă. Nu mă combin, că nu am chef de combinații. Și cam asta e, să văd unde să mă încarc și așa mai departe. Cam asta e tot. Și mai mult de atâta nu există. Azi este și cum e înăuntru. Uitați-vă și pe Google cum arată și înăuntru o să vedeți la mine, o vedeți la mine cu tătul. Cam asta e gașcă, asta e șmecheria, mulțumesc. Și cam despre asta e, răpii mare asta. Acum mă iau pe echipare și am plecat. Mă duc, fac rost de apă, că n-am. Uite, aici e un centru, dar nu e astea. Centru, am fost aici. Hai că de aici am filmat, da, mă. Am fost aici, n-am văzut apă, da. Ne plecăm, băieții, asta e.
Ăsta e grota mare, îl combin și ăsta pe YouTube, că și asta e o poveste, tati, totuși e ceva. M-am pupat, Doamne ajută, ne vedem la următoarea manevră, pa, pa. Asta sunt eu, de acolo vin, în direcția asta am să mă duc, v-am pupat, pa, pa, o zi bună.